Bună! Ce faci, sora mea? Foarte bine, tu, fratele meu. Uite ce-ți fac aici cu gelozii lui Marinescu. I-am zis, ei, lasă, dăm... oricum le face la vrăjeală. Cum dăm noi like-uri la unele postări, așa putem să facem și ceilalți ambiții. Păi ce ambiție? Că nu m-ai luat în brațe. Maria! Dar ție chiar, nu, tu ai chiar intenții bune cu băiatul ăsta, cu Codruța, cu pe bune, fără mișcă. Nu mă, dar... Da? E prietenul tău. Da. Dar când te-ai împrietenit așa bine, că-s foarte curios. De la început. Da, auzi, nu, toate astea le facem contra lui ăla. Dar și ești, te oftiști că... Nu, 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 mamă, cât îs. Te oftiști că ăla nu-ți dă curs. Da, lasă-te cu astea. Maria, tu nu ești, auzi, sau eu? Fii atentă, nu, dar tu nu ești o pacifistă. Ascultă-mă, ăla dă curs, eu nu dau. Că da, puteam nu, să nu, de multe ori. Curs. Și ăla favorit. Ăla te evită. Tot ce faci tu cu băiatul ăsta îl folosești. Că după ce ai plecat ești la revedere. Și mai știu pe cineva care stă lângă tine. Dar tu nu ești un exemplu bun de urmat. Dar cu ce mă folosești, Maria? A, știu ce faci. Bine, știu ce faci. Uite ce face. Stă bine acolo, banca ta. Auzi, știu ce faci. Și dacă vreau unul de acolo, atât Codruț cât și Marinescu, o să muște din cei ce le dai acum. Dar ce am pare rău, eu nu mă bag, nu mă bag. Păi ascultă-mă, bă, dar eu personal nu ți-am zis nimic. Mai închid, cum ți-am închis aseară, ți închid și acum. Na, te doare. Cum se stinge asta? Nu, te doare. Aiurea. Lasă-mă, la acolo, nu mai scoate. Îmi scot? Nu mai scoate, te doare. Te simt cum te-am zis ieri. Numai eu pot să-mi dau seama de ce faci tu în casa asta. Dar cum se stinge? Hai bă, ieși de acolo, ce stai fac, și vorbește. Ce fac? Nu, numai eu pot să-mi dau seama de ce vrăjeală faci. La fel cum faci cu Antonia, la fel faci și cu Codruța. Nu, nu crezi că eu fac ce fac cu Antonia și din cauza asta te-ai trezit acum în partea aia să vorbești. Ce? Tu crezi că eu fac ce... Mama, m-a mețit. Ce ai zis, mă? Tu crezi că eu fac ceva cu Antonia și din cauza asta te-ai dus în partea aia altă? Să-ți faci... Nu, că n-am vorbit, auzi, de teatru. Nu, eu nu m-am băgat absolut de loc. Și când am venit aici, nu, și când am venit aici, eu m-am pus să dansez, pentru că nu mă interesează, sincer, finala și alea ale voastre. Dar mă interesează, mă deranjează ceea ce faci tu, că stai să joci la mai multe capete pentru interesele tale, ca idee. Dar cu ce joacă? Hai, dă drumul de acolo, stai. Cu ce joacă la mai multe capete, băi? Păi și tu stai și râzi. Bă, da, scuze, dar ce să fac să nu râd din moment ce știu că fata asta prost nu te-a vorbit niciodată. Și nu a spus niciodată nimic de tine, tot timpul a evitat subiectul cu tine. Adică n-am cum să nu râd. Stimată domnișoară de la, nu știu, Rapunzel, dar tu ai fost în casa asta de 2-3 săptămâni, tu vezi ce am eu cu Maria? Păi, dar nu mă interesează ce aveți voi doi, ai problemă voastră, ce aveți voi doi de apărțit, să mă enerveze sau să-i spun ceva Mariei vreodată, pentru ce aveți voi doi de împărțit? Nu, eu dacă fac ceva, tu ești prima care mă torn la Maria. Bă, tu stai cu Maria și îți dă Maria ție sfaturi de emisiune și de-alea să... Cu ce mă te torni eu? Cu ce te torni eu? Stai că n-am înțeles. Păi auzi, de-aia ești așa de parte. Dar ți-am dat eu sfaturi de emisiune? Și vezi că nu mi-a dat auzi? Vezi că nu mi-a dat sfaturi de emisiune sau chestii de genul niciodată. De data asta nu ești. Dacă tu nu te împletineai cu Maria... Nu, băi vezi că... Nu, eu m-am dat seama că emisiune și alea după ce ai vorbit tu, că am fost atent la ceea ce ai scos tu pe gură. Dar dacă tu nu te împletineai... La ce-am vorbit? Dacă tu nu te împletineai cu Maria era mult mai bine. Dar așa o să rămâi cu Maria. Da. Dar ia, spune-mi ce-am vorbit, lasă tu, spune-mi ce-am vorbit. Alea tale, cu relațiile, cu concurență, cu dalea, cu dalea. Bă, vezi că relația... Vezi că relația cu Maria n-avea nicio legătură. Hai că nu! Nu știam de asta! Tu erai bă, tu stai cu Maria acasă și vorbești 3 ore și îmi spui că n-avea nicio legătură. Bă, dar nu vorbim de emisiune, nu vorbim de tine! Vorbim alții! Oh, hai că nu vorbiți, vorbim de... Am vorbit de ce vreau să fac... Am vorbit unde merge după emisiune, am vorbit unde merg eu, am vorbit ce fac eu, vorbit că mergem la party, am vorbit, nu-s curioasă de tine. Dar nu vă duceți împreună, nu vă duceți împreună? Ba da. Unde? La Cuca Mătăie, la... Tu te duci la tine acolo în Vaslui și ea se duce la... Eu nu-s de la Vaslui. Ea se duce mai multe rute. Nu-s de la Vaslui, ai urcat ceva. Nu, la București, acolo, la... Da-ți, Maria, te duci la Galați. Ba da, tu poți să te duci acolo. Stai jos, nu. Mă duc la București. Hai că te duci, că te mai primești ăsta vreodată pe tine. Dar nu mă duc la el. Dar unde te duci la București? Vezi că ai fost și în taxi mai. E ușa închisă. La hotel. Închisă ușa. Marinescu, ce ai zis? Că te, nimic, te, da? Te am zis afară. Nu, am zis că las ușa întredeschisă, nu închis. Maria. Bine. O zis, mă hotărăsc dacă te primesc. O zis că îți lasă... Bine, pa. Dar eu nu m-am invitat, nu m-am auto-invitat nici măcar o secundă. Îți lasă cheia sub preș, o zis. N-am făcut aluzie ca aș veni eu la tine. S-a prins-o. Pan, grei. Bă, îți lasă cheia sub preș. S-a prins, nu? Doamne, dacă nu vin acolo și vă bat pe toți. Da. Auzi, mă, că îți lasă cheia sub preș. Eu zic să te prind.
Normal că o să mă plimb. Păi se duce Codruț, pleacă la Galați, după vine la București, că ne-am înțeles. Sunt mai mulți și din sezonul 1 și 2 care vor să ieșim la un party. Auzi, Maria, dar ce prieteni? Face, Maria, vezi păi tu că... după ce pleci afară... Să meargă și Antonia, să meargă și Antonia cu mine. Auzi, hai că pleacă dacă e de mâine. Așteaptă-mă, tu după ce pleci afară, Marinescu, la București, tu la Chișinău și s-a terminat. Tot. Am, omule, plec la București. Da? La cine? Am bilet deja. La cine? La București, la hotel. Ce faci tu la București? La hotel. La București. Am cu ăsta? Cu codruța ăsta? Nu, singură. Singură, mă duc singură acolo cu Antonia. Mă duc iată dacă mă mai întreb odată cu Antonia. Dar nu știu eu. Da, nu știi tu. La Antonia să duce unde... Antonia să duce unde eu declar acolo pe bilet. Da, hai serios. Domnul Pop, stai. Hai serios, mai lua pe... Hai că nu! Pe numele tău! Maria. Auzi, facem chichinul și stăm una cu altă. Nu, ești pe numele meu, dar eu zic acolo destinația. Codruțe, Codruț? Maria, vezi că avea Codruț, bineînțeles, băiatul, fratele tău care te joci, avea niște hăinuțe pe care trebuia să le trimit, are foarte multe haine. Aha. Și eu am vrut să-l ajut, înțelegi, și hainele deja au ajuns în București. Sunt la mine în apartament. Și? Le-a luat tatăl meu. Vrei să ieși din apartament și dacă vrei să îți amintești de clipele acelea, poți să vii cu Codruț, da? Să luați haine de la mine de la apartament. Bine, să le duceți la Galați. Marinescu, poți să vin în partea aia. Nu mai haine mele direct la Galați. Stai acolo. Marinescu, poți să vin în partea aia. Să te fac de trei ori să-ți muși limba și să ieși afară plângând. Hai. Nu. Hai acolo în banca ta și ai grijă ce vorbești. Hai, nu. Hai. Nu știu ce a zis Marinescu aici, dar hainele mele sunt direct deja la Galați. Dar de ce? Te deranjează? Nu te-am jignit de când sunt în competiția asta. Dar te-am jignit eu cu ceva. Da, indirect. Uite, vezi? Ce am zis? Vorbești prost. Mă vinzi tu cuiva? Ce am zis? Mă vinzi ce ai vreo... Nu știu cum se zice când ai auto... Îți aparține ceva. Așa cum te știu eu, ți-am zis. Îți iau proprietatea ta cumva și mă dai așa? Nu te mă, tu crezi că eu vorbesc ce vrei tu, mă, Codruțe, vii cu frângel de asta la mine. Ai văzut că ea crede orice zici tu, că doamne, ci că să nu Marinescu face ce zici tu. Tu crezi că eu zic acum ce vrei tu, mă? Lasă-ne, mă, cu asta. Bă, eu am ascultă-mă, am discuțiile mele cu ea și cu tine. Nu am ce vrei tu să vorbesc cu ea și invers. Dar ea e șefa ta și dacă îți închide gura, nu mai vorbește, da. Marinescu, crezi Maria. Ți se pare că în momentul... Maria, nu mai feri de mine, de ce nu ne lasă să ne înțelegem ca doi taci, pe tine? Taci un pic să vorbesc și eu cu el! Auzi, ce fac eu cu ăsta vrei? Nu, asta e! Nu, că știi, acum mi-am dat seama... Încă mai ești mândru de el, i-am dat foc! Acum mi-am dat seama de apropierea ta cu Antonia. Ce fac eu cu ăsta vrei să faci tu cu Antonia, ai înțeles? Dar ăsta mă ascultă, Antonia nu te ascultă pe tine. Ce ai zis? Da. Da. Dacă tu crezi că pune cineva botul la asta, te-n și la mare. Păi ia, pune botul la orice. Sunt sătul. Pe mie nu-mi pasă ce vorbești ăsta și poți să-l închid în 3 secunde. M-a jignit mai devreme de 2 ori. Lasă să vă rezolvați treburile. Da, de 5 ori. Nu. Da, mai gândește. De 5 ori te-am jignit. Ce sărăcuța de tine te-am jignit. Cu ce te-am jignit? Ce drept ai tu să mă dai unui alt bărbat? Am zis eu că te dau unui alt bărbat. Da, ai spus, vezi că camera mea e liberă, casa mea e liberă, du-te cu Codruț. Îți bagajele, bă. Dă-ți iei bagajele. Proprietatea ta cumva? N-are nicio treabă. A, dacă n-ai nicio treabă, plis cu mic și stai acolo jos. Bă, tu n-ai înțeles. Dacă n-ai nicio treabă. Auzi, iei bagajele. Uite, ție ți se primește foarte mult să vorbești cu alte femei din casă sau cu alți concurenți. Bă, nebunie, mă. Dacă vezi că nu ți iese să vorbești cu mine, nu mai vorbi, e singur. Bă, uite, fii atent, ascultă-mă. Da, înțeles, râde ăsta, râde, pentru că știi, e conștient că tu scoți anumite lucruri pe gură. Stai un pic, ascultă-mă, te-ai mai întovărășit. Da, am înțeles bine. Te-ai mai întovărășit. Da, Codruț, am înțeles bine. Da, asta a zis. Bă, ai înțeles greșit. Nu-i adevărat. Nu, ai înțeles bine. Bă, ai înțeles greșit. A înțeles bine. Tu ai zis că el are niște haine la tine și poate să vină cu el ca să-și ia hainele să plece la Galați. Exact asta am zis. Păi nu? N-ai înțeles. Maria a înțeles bine ce a zis ăsta. Ăsta i-o dă pe Maria lui Codruț, da. Auzi, vezi că ieri Alexandra te lua pe aici și eu am ținut cu tine aici. Vezi că ai înțeles greșit, eu eram lângă el. Nu, stai să-ți... Hai încoace. A înțeles chiar bine. Maria! O las la mișto. Mai vin o să te... Pic de Codruț, că miroasea parfumul tău. Da, o să mă prezint, Daniel Chef, că nu ești egal cu zero în fața mea și nu ești tu. Așa, hai de
Tu ești un dreptul să-mi spui mie de cine și cum să mă... Stai, stai să explic eu toată situația, că eu am văzut tot. El te-a văzut... El te-a văzut pe tine... Da, asta am plecat, că nu pot sectat pe scări, da? Când tu te-ai jucat cu Codruț și Codruț a dat cu perna tine, da? După aia, Codruț când a venit aici în casă, el a întrebat ce făceai pe scări? Și el nimic cu Daniela, Sanchi. Dar el a văzut că se juca cu tine, înțelegi? Vorbesc și eu, vorbesc și eu! Stai să explic, stai să explic. El a văzut că te jucai cu el. În fine, a trecut peste scări după aia. Dar tu ești deranjat cum ar veni că o iei în brațe de vreo două zile și vrei să vorbești cu ea? Și acum mai intervii pentru mine? Eu eram aici. Ascultă. Eu eram aici, el era acolo. Și el a spus în felul următor: poți să mergi cu Codruț, care e haine la mine, să haine să se tragă la. Nu a spus să mergeți. Mai nu. A văzut că nu am mers cu Codruț. Nu. Ok, ai și să-ți amintești de clipere frumoase care le-ai avut în apartamentul ăla. Da. Eu nu, Duțu, tu ai slow motion. Nu, Maria, după aia a rectificat și a spus că poți să mergi să-ți ia hainele și plecați la Galați. Da. A rectificat ce a zis, că a zis că poate îți mai amintești de vremurile frumoase. Aia nu știu, sunt treburile voastre, păi dar spun ce am auzit. Încearcă să te faci, ai înțeles bine, așa e cum... Nu. Așa ai înțeles bine, nu te-am luat după ăștia. Nu te-ai luat. Ce faci? Mă auzi? Da, te aud, te aud. Ce faci? Nu te bine, stau tu. Te-au trecut nervii. Nu, încă mai am. Un pic. Dar ție nu stă bine iubire să fii nervat. Da, știu, da, uite, mă mai nervează și pe mine cineva. Eu vreau să fiu. Eu nu suport minciuna, nu. Eu înțeleg cum vrei tu să fiu sau nu vrei să fiu, dar eu nu suport minciuna și nu suport atâta timp cât eu am fost bună cu tine, nu înțeleg de ce trebuie să faci strategic. Disperată poți să fii. Atât. Am cine avut știe de spus. Ce a fost atât. În capul ei. Păi cine știe? Nu știi nici tu ce a fost în capul ei, nu știi nici tu ceea ce a fost între noi, eu ceea ce am vorbit eu noi. Eu nu știam discuțiile păi asta între voi de la hotel. Păi atunci de ce te-ai băgat? Tocmai de am zis, bă, nu e ok. Dar acum că mi-ai explicat, am înțeles care e treaba și care e situația. A, mulțumesc. După da, șase ani te dai și tu seama. Iubire, dar ideea e că băiatul ăsta n-are nicio vină. Eu vorbeam de Ana. Păi da, că Ana l-a votat. Dar nu, că Ana s-a vândut. Ascultă-mă un pic, nu vorbeam de el, că l-a votat pe el. Nu are legătură că s-a votat, că nu s-a votat, că m-a votat pe mine, că am votat pe altcineva. Nu are legătură chestia asta. Ea m-a mințit pe mine cu anumite chestii. A fost foarte urât din partea ei să se jure, să facă strategii. Auzi, Beatrice, dar se pare normal să nu te lase să fii tu? Lasă-mă un pic să vorbesc cu iubitul meu. Bun. Nu te mai okay, băga, lasă-mă două secunde, că oricum nu vorbim. Ok, îți spun, Radu, mult, îți spun ceva și după aia te las. Da, iubire, hai să vorbim noi doi și atât, dacă se poate. Nu, omul, e doar îi spun o chestie și mă retrag, mă să lămuriți. Dar vine și ridică-te de acolo, ești tu un om normal, s-o ascult și tu pe iubită, dacă n-auzi de acolo, crede-mă. Da, crede-mă că o ascult foarte bine păi și am răspuns auzi, la tot ce mi-a zis. I-am răspuns la tot ce mi-a zis, nu e exagerat. Din respect pentru ea, unul la mână. Lasă-l, Radu, în pace, ce ai? N-am nimic, dar din respect pentru tine, să vină aici, să te audă, să se ridice cum e normal. El vrea să stai acolo, lasă-l acolo. Să te lase să fii tu. Asta e normal, că el spune că nu e normal să fii așa, că ție nu stă bine. Dar asta ești tu, asta sunt trăirile tale pe moment, înțelegi? Ce iubirea mea, lasă omul să te manifeste exact cum vrei tu și cum simți. Dar tu ai lăsat-o mereu, Carina. Radu, mai bag un pic de intrigă în lume, dacă se poate. Tu ai lăsat-o mereu. Ok, vreau doar să vorbesc cu iubitul meu, ok? Se poate? Da. Sau nu? Da, se poate, vorbește. Ai înțeles de ce am vorbit așa și de ce am discutat cu ea în modul acela? Da, iubire, și ai avut perfectă dreptate în tot ceea ce ai făcut. Păi trebuia să mă asculți pe mine ca să nu... Da, nu. Deranjul meu a fost că eu nu vreau să... Adică tu nu ești așa, știi ce zic? Da, dar atâta ți-e nervează. Se vede că s-a umplut paharul. Are și ea nervii. Ascultă-mă, iubire, eu n-am fost niciodată așa, nu m-ai văzut niciodată așa, pentru că nu m-a enervat nimeni și nu m-a mințit nimeni și... Păi da, iubitul tău trebuie să te înțeleagă în orice... Păi de asta zic că mă înțelege. Nu te înțelege. N-a fost frumos din partea... Taci! Eu i-am spus și zic, nu a fost frumos din partea ei, nu vroiam... Lasă-mă un pic, Radu, să vorbim. Bun, hai, lasă-mă. Nu, da, te ajută chestia asta și pe tine și pe el. I-am spus în... Nu mă ajută cu nimic, Radu, iar în bârlici. Bă, Radu! Bă, lasă-mă, taci! Bă, da, i-am spus... Taci! Vezi acum... Radu, taci! Radu, taci! Bă, disperata aia de cadru. Taci! Că n-a avut 5 minute cadru. Un cadru, vreau să taci! Dați-i cadrul ăsta, că... Vrem să vorbim și noi dacă se poate. Lasă-i să vorbească, nu te mai băga. Păi lasă-ne tu! Ia și vorbește despre relația ta cu Adelina. Lasă-ne un pic, pe bune, acum, vorbesc serios. Eu i-am spus și în spate că singura ta problemă
a fost că te-a dat pe tine la o parte și nu mai puteai tu să intri, înțelegi? Atât. Nu neapărat. Pe mine gestul m-a deranjat. Nu, bă, că vroiam eu să intru undeva, gestul. A fost prietena mea, dar cu faptele pe care l-a făcut ea... Păi și când iubii cu prietena ta, cum ți se pare? Iubire, zic că nu ți... Eu n-am ținut cu prietena ei. Eu am zis că nu dă bine ea. Adică ea nu e genul ăla de femeie care se supere, se nerveze, să ducă să vorbească... Bă, dar ce faci? Îi faci tu programul cum să ducă să vorbească față în față sau chestii de genul. Iubita mea nu e genul ăla. Dacă tu... Radule, Radule, dacă tu o îndrumi pe iubita ta să bată alte fete că tu ai două galbene, eu nu vreau să se întâmple cu iubita mea la fel. Eu cu iubita mea vreau să fiu liniștită din toate punctele de vedere. A fost o reacție la nervi. Uite, două alege să dea în mine în loc să vorbească cu tine. Ce? Păi am vorbit și am discutat noi. Nu mai încerca. Tu vezi că te faci. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.